Salutare, bine ați venit în România, Alex aici cu un nou clip de Castlevania de data aceasta, Lord of Shadow, Mirror of Fate. Acesta este un platformer, dacă nu ați jucat, o să jucăm din nou. O să dăm New Game, Normal. Și urmează un clip foarte interesant cu serialul Castlevania pe care o să-l fac cândva, nu știu când, dar o să-l fac. Gabriel Belmont, un an mai târziu, după ce s-a bătut în Lord of Shadow. Acesta este Belmont. Fiindcă este un platformer, deci o să fie un fel de 2D combinat cu 3D, dar e mai mult 2D. Deci de Q și de O. Ok, de space sărim. Din păcate soldații ăștia au murit, nu-i nimica. Da, păsa-l de-a. Așa. Fizește-a să vină. Face chestia asta, mi-am amintește de God of War, un pic. Asta da introducere într-un joc. Dacă vreți să joc și seria Lord of Shadow, care e destul de bună, în părerea mea. Dacă trebuie să-l blocăm pe asta. Ok. Stați un pic. Thank you.
și pe ăștia. Deja e treaba serioasă aici. Între timp, meanwhile. You have seen it, Marie. The mirror has shown you Gabriel's fate. You must protect the child from his father. Trevor and his lineage will be the only ones capable of facing him in the future. Deci asta este Trevor Belmont. The son's survival is the only hope for humanity. We will come for him at nightfall. I-a arătat profeția. And so it was that Trevor Belmont, son of Gabriel and Mary Belmont. Deci Trevor Belmont, fiul lui Gabriela și lui Marie, a fost luat din brațele mamei ei, ca și bebeluș, și crescut în secret de frăția luminii, Brotherhood of Light. The Shrieking Mary will take her to grave, not knowing. Și Marie nici măcar nu i-a zis lui Gabriel. Although Gabriel later defeated the Dreadlord, becoming Dracula. Actul 1. Simon Belmont. 57 de ani mai târziu. Dar chiar e foarte mișto, vă recomand să-l cumpărați și să-l jucați. Run, Simon, don't stop! Keep running to the forest, don't look back, run! Run! N-am înțeles de ce, mereu n-am, e foarte clișei că chestia asta. Este Simon Belmont. Acțiunea se petrece în România. De fapt, Valahia. Dar România, adică... Ok, faimosul beach al familiei Belmont. Trebuie să apară ceva vârcolaci. Zombie. E
you just earn experience, increase your experience. Așa. Ce mișto e să... Am zis că mai încerc și eu așa alte jocuri, nu doar Warcraft și... Aici îți poți face viața. N-ai nevoie de un topor și nu știu de unde să-l iei. Îmi amintește de Evil Dead. A, de P. Ok, cu P aruncăm. Avem 5. Barrels can be broken. Ok, să mergem mai departe. Castle Outlier Wall. Să ne facem viața. Și... We close to the bridge chain. Ok, hai să mergem mai departe. Okay. I realized too late. Blood!
ceva fantomă, să nu știu ce e asta. Ca un fel de fantomă. Hai să mergem. Oh, nu! Forgotten Caves. Ne facem un pic viață. Viața. Așa. Ok, o luăm pe aici. Nu. Mai pare bun de asta? Hai să văd aici, cred că trebuie să... This object cannot be used right now. Hai că mă ajuns la fantomul ăsta. Sau ce e lui? Who the hell are you? Stand aside! Ce magie este asta? Sau ce vrăjitorie este asta?
No! Show me more, damn it! Arată mai mult, la naiba! That's not enough. I need to see more. Nu e de ajuns, vreau să văd mai mult. Is it still in the castle? Tatăl meu este încă în castel. Sunt aici. Să răzbun moartea părinților mei. Și tu stai în calea mea. Vorbește prea repede, nu pot traduce. Vreau să recuperez arma aia. Știi unde să o găsesc? Ori o să... La naiba. Darnet. Nu cred că se traduce la naiba. Bă, termin clipul aici. Dacă mai vreți Castlevania, o să mai postez. Până data viitoare, salut!